Vali Badea și Dică sunt retrași. Este momentul în care dinamoviștii aprind torțe, incredibil. Da, se va opri din nou jocul. Se va opri din nou jocul, dragi prieteni, pentru că dinamoviștii aruncă din nou cu zeci de torțe și cu migene în teren, cam așa cum s-a întâmplat și la partida cu Rapid. Ce mai e de spus? Sigur, veșnica întrebare, cum au intrat cu ele pe stadion? Da, este pentru a treia oară când se oprește partida. Incredibil. Ce mai e de spus? În aceste condiții s-ar putea să nu avem un meci disputat până la capăt. Da, nu se mai vede nimic. Nu se mai vede absolut nimic pe stadionul din Ghencea. Îi observ jucătorii celor două echipe îndreptându-se spre cabine. Chiar și în aceste momente nu se mai vede, dar galeria dinamovistă aruncă în continuare cu petarde și cu migene. De mult n-am mai văzut așa ceva de la acea partidă deja celebră, rămas în amintirea suporterilor dinamoviști, deja un slogan. Noi am ars peluza din Ghencea. Încearcă colegii din CAR să vă ofere imagini cu ceea ce se întâmplă în peluza dinamovistă, așa cum îi rog eu pe colegii din studio să fie pregătiți, pentru că din ceea ce se vede aici va dura mult până când se va relua partida Steaua Dinamo. Nu se mai vede absolut nimic. Cum or fi intrat cu ele, sigur. Dar este o situație delicată pentru observatori, pentru arbitri și pentru cele două cluburi. Cam acolo ar fi galeria dinamovistă și iată-i pe jucătorii celor două echipe intrând la cabine, pentru că nu se mai vede absolut nimic. Sigur, este și replica forțelor de ordine care folosesc gaze lacrimogene pentru a-i calma pe suporterii dinamoviști care rup scaunele din sectorul care le-a fost rezervat, aruncă cu scaune pe teren și n-au trecut decât, bine, cronometrul merge în continuare, să spunem, 11 minute din această partidă care se oprește pentru a treia oară. Nu, va dura mult până când jocul se va relua, dacă se va întâmpla acest lucru. Din câte am înțeles, peste 1000 de reprezentanți ai forțelor de ordine și jandarmerie au fost mobilizați pentru această partidă. După cum vedeți, fără folos. Din acea zonă au fost aruncate petardele și fumigenele. Sigur, trebuie să fie atenți și la buzunare cei prezenți pe stadionul din Ghencea, nu se mai vede absolut nimic. O seară de sâmbătă, un meci Steaua Dinamo întrerupt de 3 ori până în minutul 12 și va fi foarte dificil și pentru forțele de ordine să intervină, pentru că nu se mai vede absolut nimic. Este extrem de periculos în situația în care dinamoviștii dau foc la scaune. Va fi foarte greu pompierilor să intervină. Sigur, și steliștii au arsenalul lor. Numai echipa Steaua s-a dus la cabine, dinamoviștii au rămas pe gazon. Sunt peste 20.000 de spectatori în tribunele stadionului din Ghencea la această partidă. Steaua Dinamo în penultima etapă a turului și iată, avem parte de astfel de evenimente. S-a întâmplat și la Dinamo Rapid etapa precedentă, dar parcă nu la fel. Sunt cel puțin 2000 de suporteri dinamoviști la peluza din spatele porții apărate de Bogdan Lobonț, înconjurați de jandarmi, dar degeaba. Dinamoviștii au rămas pe gazon, steliștii sunt la cabine. Sigur, nici n-a început bine meciul, astfel că dinamoviștii continuă să facă exerciții de încălzire. Par să sacrifice orice suporterii dinamoviști, atâta timp cât, vă reamintesc, stadionul echipei Dinamo a fost suspendat deja două etape. Este practic ultimul meci disputat în capitală de Dinamo în fața suporterilor. Următoarele două partide dinamoviștii vor juca fără spectatori pe teren propriu.
Greu pentru arbitrul Alexandru Deaconu, greu pentru jandarmi, din ce în ce mai mulți jandarmi din jurul galeriei dinamoviste. Suntem, deținem rolul principal. Filmați-ne, da, este un mesaj al galeriei dinamoviste. Au început să iasă din nou pe gazon și fotbaliștii Stelei, dar din nou vizibilitatea este extrem de redusă. În sfârșit. Nu l-am văzut pe Walter Zenga dacă s-a dus sau nu să salute galeria echipei Steaua. Știu prin faptul că a avut o relație bună cu suporterii echipei din Ghencea. Zenga are în palmares titlul de campion cu Steaua, deși a plecat de la echipa din Ghencea cu puțin înainte de finalul campionatului pe care Steaua avea să-l câștige. Pe banca a stat Țiți Dumitriu la ultimele două meciuri, dacă nu greșesc. Da, iată, se rea partida, dragi prieteni, greu de ținut o socoteală, trebuie să fie foarte atent arbitrul Alexandru Deaconu cu minutul